Trupul unei românci a fost găsit în Italia în portbagajul unei mașini, după ce fusese dată dispărută de familie. Mașina era parcată în fața unui supermarket din Italia. Conform mesajul.ro, clienții centrului comercial au alertat autoritățile după ce au simțit un miros puternic venit din portbagajul mașinii parcate în soare, scrie observatornews.ro. Ajunși la fața locului, carabinieri au făcut o descoperire macabră. Cadavrul unei femei era încuiat în portbagaj, o româncă pe care familia o dăduse dispărută în urmă cu o lună. O publicație locală scrie faptul că românca găsită moartă în portbagaj este soția unui cunoscut om de afaceri, mai precis a unuia dintre cei doi frați fondator și proprietare unei cunoscute fabrici de bere artizanală din Graglia. Presa din Italia scrie că Violeta, căci așa se numea femeia, plecase din Biella în 29 iulie la sora ei și de atunci nimeni nu mai știa nimic de ea. În urma verificărilor, anchetatorii au aflat că decesul s-ar fi datorat unei supradoze de droguri, ipoteza fiind așadar că a fost o sinucidere, mai ales că în trecut femeia și-ar fi exprimat dorința de a-și pune capăt zilelor. Singurul detaliu care pare să contrazică această ipoteză este faptul că trupul româncii a fost găsit încuiat în portbagajul mașinii, acolo unde femeia ar fi trebuit să intre voluntar după ce a luat drogurile și apoi să se ghemuiască și să închidă portbagajul, relatează mesajul.ro.